Da, iată-ne în seara de Sfântul Andrei, așa cum am promis, în această seară a pornit Iluminatul pentru sărbători. Ca element de noutate am adus aceste arcade în zona în care se va desfășura sătucul lui Moș Crăciun și cât de curând, în funcție de ceasurile programatoare, vor porni și instalațiile de iluminat ornamental de pe E85 și din tot orașul, precum și de pe clădirea primăriei municipiului Roman. De asemenea, tot din această seară este operațional și sistemul de internet gratuit în parcul din fața primăriei municipiului Roman și profit de ocazie pentru a-i face proba, pentru a ne asigura că este funcțional. Am verificat-o înainte, chiar da, este, e. Da? Roman Wireless gratuit este rețeaua de internet disponibilă pentru Romașcan și iată, deja s-a conectat cu un semnal foarte bun aici în această zonă a parcului din fața primăriei municipiului Roman. Sperăm ca toate aceste lucruri pe care noi le-am făcut pentru romașcani să fie pe placul și pentru folosul romașcanilor, să se bucure cât mai mult de aceste frumoase sărbători de iarnă. Cred eu că luna decembrie este luna cea mai frumoasă din an, atunci când emoțiile și sentimentele frumoase trebuie să ne cuprindă pe toți și de asemenea să putem oferi celor dragi cele mai frumoase cadouri. În zilele următoare va deveni operațional și patinoarul din piața Roman Vodă. Din păcate, vremea nefavorabilă de luni a impus decalarea cel puțin cu o zi a inaugurării patinoarului, dar din momentul în care va deveni operațional, sunt convins că va corespunde exigențelor romașcanilor. Vreau să fac o precizare vis-a-vis de patinoar, că vor fi 6 serii zilnice de câte o oră jumătate, cu o pauză de 30 de minute între ele pentru a permite curățarea gheții, astfel încât cei care doresc să folosească patinoarul să o poată face în condiții de maximă siguranță și de asemenea de confort. Pentru cei care doresc să închirieze și patine și să aibă acces pe patinoar, prețul este de 20 de lei. Cei care au patinele proprii doar contra unui cost de 10 lei pot avea acces pe patinoar. Unde este nufărul pe care l-ați cumpărat? Nufărul urmează să îl vedeți. Îl vom amplasa undeva în zona pietonalului Ștefan cel Mare spre strada Uituz.